În perioada 2-3 septembrie, în localitatea Soașul de Sus, s-a organizat a 52-a ediție a Festivalului Interjudețean al Cântecului și Dansului Popular din Țara Codrului. Pe durata a două zile, comuna a îmbrăcat haine de sărbătoare și și-a încântat spectatorii cu muzică ușoară, discotecă, dansuri populare și interpreți veniți din mai multe județe ale țării. La eveniment au participat oficialități ale județului Maramureș, de la viceprimari, primari și până la consilieri locali, parlamentari și prefect. Ne onorează cu prezența alte oficialități pe care dați voie să le prezint. În primul rând pe doamna europarlamentar Maria Grapini, care a fost și ministru în guvernul Ponta, domnul prefect al județului Rudolf Strauder. Întotdeauna cu mare plăcere particip la sărbătorile astea în Maramureș, pentru că sunt multe și cele mai frumoase sărbători din județ care își au ca scop să promoveze tradiția, să premieze, până la urmă, hărnicia și să promoveze hărnicia localnicilor. Olarul nostru din comuna Mireșu Mare, satul Tulgheș, Dan Leș, spune așa: atunci când cumperi o cunună de ceapă sau orice produs de la un țăran sau de la un producător local, îl leși să-și ducă mai departe copilul la școală. Dar atunci când intri într-un supermarket și cumperi de acolo, nu la producătorul local, nu faci altceva decât să-i mai cumperi un iaht. Vreau să vă urez dumneavoastră la cea de-a 52-a ediție să aveți parte numai de bucurii și să ne vedem cu bine în anii care vin. Vă mulțumesc frumos! Vreau să te felicit pentru modul în care ai făcut această organizare, ai pregătit această sărbătoare. Dumneavoastră vă urez multă sănătate și distracție plăcută! Prima zi a festivalului s-a desfășurat în acorduri de muzică ușoară și discotecă. Duminică au urcat pe scenă formații de amatori din județele Maramureș, Satu Mare și Sălaj. Programe artistice au mai susținut Mădălina Cupșe, Ansamblu Folcloric Național Transilvania, Porolisum din Zalău și Cununița din Satu Mare. În cadrul festivalului s-a desfășurat Târgul Cepelor, unde producătorii de legume din comună și zonele limitrofe și-au etalat producțiile de ceapă în vederea comercializării. Organizatorii festivalului, aflat la 52-a ediție, vor continua an de an să ducă mai departe cea mai veche și tradițională sărbătoare a Codrului.